injectabil, nu pastile, vine un critic și îl înțeapă de 3 ori la 2 zile. Eu mă tem să nu-l înțepe cu vreo pană infectată și să-i dea vreun HIV sau poate altă boală necurată. De-aia îl rog pe domnul critic să-și sterilizeze pana cum făcea când pacientă o avea pe blandiană. Vă mulțumesc! Pentru că după doi bărbați e bine să ascultăm și o voce feminină. De ce am zis pentru că după e bine? Nu știu. La Persida. Sunt Persida Rugo din Cluj-Napoca. Omagiez în primul rând prezența colegilor scriitori, ai gazdelor, mă rog, absolut toată lumea pe care am revăzut-o după mai multe întâlniri aici, la Brădiceni, la seriile de la Brădiceni și pe care îi apreciez în mod deosebit. Dar ca un memento, omagiez prezența domnului Ioan Holban din Iași, care după atâția ani îl revăd după finalizarea apariția editoriale a volumului Faraonul Albastru, 93 la Iași, unde domnia sa conducea casa de editură Cronica. Și îi mulțumesc pentru frumoasa lansare a cărții la Casa Pogor, pe care a binecuvântat-o și a condus-o. Mulțumesc mult! Și acum, să zicem așa, o alegere. Ioana Darc are un motto: eu voi rămâne însă și pe rug ca și pe ziduri, din Radu Stanca, Lamentația Ioanei Darc pe rug. Acolo se înalță silabele vântului peste câmpiile de dincolo de nori, acolo ard oglinzile primăverii și ierburile din ceas. Acolo alunecam printre fluturi, ascultând vocea lui Dumnezeu, care semăna cu fulgerul unui clopot, cu miresmele unor flori necunoscute, cu clocotul zorilor peste oțelul armei și totuși, uneori, nu semăna cu nimic din toate acestea. Alunecam printre îngeri de parcă anii mei despicau adânc apa luarei. Alunecam printre armuri și coifuri și scuturi și spade, alunecam printre cetăți și arbori căutându-mi regele. Acolo, sub ploile acelor păduri, păsările și luna frântă în două, ca pâinea așezată pe masă de mâinile mamei, ori de mâinile destinului. Aluneca mereu printre sunete și nu înțeleg de ce au înălțat deodată un rug pentru cineva care semăna atât de mult cu mine. Mulțumesc! Domnul Gelu Birou. Mulțumesc. E așa de interesantă seara asta, mai ales când mă gândesc ce frumos le stă brădicenilor în jurul unui stejar. Era probabil aici cândva o pădure. Ce frumos stă ție când reciți cu soarele. Da. O să vă citesc două poeme mai scurte. Vânătorul și cerbul. Am descoperit rana cerbului, am descoperit rănile sale din munți, strigătul cornului său alămit îmi intră în piept. Ai ostenit, vânătorul spune. Ai încercat să plângi, ai încercat să lepezi ochiul în pieptul meu, ruinat de zăpezi, ruinat de lumini. Da, îi răspund. Mă taie copacii în palme și în colțul ochilor, mă taie rotund în genunchi și mă aruncă în sângele tău cel alb. Am ostenit visându-te. Mi-e rău de atâta rană cusută în ceață. Mergi sănătos. Mergi să te vindeci de coanele tale, cerbule. Și privind la pădure. Vă cunosc. Sunteți copacii din inima mea. Sunteți chiar toată pădurea, expulzată din sângele meu. Eu voi pleca, deși nu știu cât de departe, după apus întinzând mâna, voi să tot creșteți, să tot creșteți copacilor. Mulțumesc! Domnul Lascu, vă rog! Voi citi un poem mai vechi, care se intitulează Cantique à l'étranger. Evident, este inspirat de
unul din modelele mele literare, care este Albert Camus. De mult am cunoscut depărtările, am cunoscut voile înalte ale dimineții, l-am cunoscut pe străin, i-am cunoscut plânsul fără sunete. Avid plângea cu fire de nisip, ori cu spini, frânturi de tufișuri uscate, plângea cu fire dezmoștenite din cumplita iarbă ca. În depărtare plângea lângă uedul sărace, umezindu-și speranțele cu vârfurile degetelor, plângea cu zgârcenie, apa era pe sfârșite, chiar și cămilele, cocoașele erau seci. Am cunoscut și eu depărtările și dispariția în praf, absențele prăfuite, întâi praful te înconjoară, apoi pe la închieturi te pătrunde, praful se alege, cresc depărtările. Am cunoscut umilința tăcută de a îmbătrâni încet, dar fără întârziere, la timp, lângă o brândușă, lângă liliac și lângă cucută, lângă alte brândușe, lilieci și cucute. Am cunoscut siguranța subtilei lor morți, venită la timp. Oh, it's time! Iar depărtările dintre o moarte subtilă și alta se mișorează. Am pătruns într-un măr și am văzut cu ochii mei cunoașterea. Era albă și dulce la miez. Era mutilată și rea ca o amazoană. I-am devorat embrionul amar ascuns între pereții negri pe care am scris Evrica. Am zis, am spus, am mers, am întrebat un infinit secund. O țară circulară și oarbă ca o pupilă de onix. O piatră singură pe lume, un altar în așteptarea frângerii mâinii și a pâinii, o ultimă dimineață și o ultimă seară, apoi totul sau nimic. Mulțumesc. Este puțin pesimistă ca și străinul.